Oare ai gândit de ce așa folosim solmizația Do, Re, Mi, Fa, Su, La, Ti? Oh, 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 oh. Vine de la un cântec gregorian de 500 de ani. În timpurile vechi, Do a fost numit Ut, dar care este legătura între cântecul și sistemul? Hai să vedem! Deci, Ut, Re, Mi, Fa, sol, La și Si. Asta dacă traducem mare parte ceva de genul iase, să-l audă vocea noastră că am eliberat de la situația la slugă și sunt în recunoscător pentru Sfântul Ioan sau ceva de genul. Deci asta este un sistem. Dar în Europa mai există și un alt sistem. Știți și voi, sigur. Uite. Deci asta. Pentru două se zice C, pentru R se zice D, E și așa mai departe. Dar aici observăm ceva interesant. Acolo unde scrie H este și un B. Dar de ce e asta? Combinațiile. Pentru că în trecut a fost un călugăr cine a copiat un codex cu niște note muzicale. Și a scris greșit nota H și a scris B. Invers. Și după asta, la unele țări iarăși a rămas folosirea asta și în alte țări folosirea asta. Poți să scrii în comentariu dacă ai știut povestea despre toate astea. Și rămân cu respect uh.